Salutare, dragi tovarăși, sau mai bine zis, bună dimineața, că este ora 9 fără un minut când filmez în acest moment. Ca să nu ziceți că vă mint, uitați aici, 8.59. Astăzi mă gândesc să fiu cel mai narcisist om de pe pământ și să mă caut pe Google, să văd ce zice Google despre mine. O să dau și pe imagini, și pe link-uri, și pe tot. Dacă o să apar pe Pornhub, va trebui să arăt asta. Bun. Hai să ne căutăm aici. Mai devreme a venit ideea asta, că am văzut în Analytics pe YouTube că mulți îmi găsesc clipurile că ci caută pe Google. Termenii de căutare nu mi zic, așa că mă caut pe mine pe Google. Nu o să aflu niciodată ce termen de căutare folosește lumea ca să mă găsească. Hai să vedem, prima pagină pe Google ce zice. Canalul meu, pagina de Facebook care are 421 de like-uri, dar eu n-am mai folosit Facebook de... Hai să intru de pe incognito, nu vreau să... accesez Facebook, așa că mă uit aici. Deci, lasă-mă dracu cu conectarea. Deci asta este pagina de Facebook de pe vremea când foloseam Facebook. Hai mă, lasă-mă dracu, nu acum. Asta e pagina mea. Deci eu din 2018 n-am mai postat pe aici. Hai să vă arăt asta. Merge să-i dau play oare? Hai că merge. Ovidiu 666, care are să-mi dea 5 lei până mâine? Dați-mă 5 lei, luat. Da, am apărut la supra-doza de hash. Ce ăsta e tot link-ul meu. N-am mai folosit februarie 2018. Dar mă mir că a strâns căcatul ăsta. Unde dracu zice? 421 de like-uri. Incredibil. Da. Deci eu n-am mai intrat pe Facebook de ani de zile. Am intrat acum în direct pentru voi. Hai să vedem ce mai avem. Videoclipuri de pe YouTube. Asta cred că e tot pagina. Cred. Hai să vedem. Tot pagina este asta? Da, tot pagina aia veche. Hai, lasă-mă dracu, ce avem aici? Ask FM-ul. Nici nu vreau să văd ce răspunsuri dădeam la Ask FM. Deci, ca idee, eram atât de plictisit prin 2016, încât dădeam pe întrebări de la random, de mi le dădea automat Ask FM-ul și eu răspundeam cu cel mai de căcat chestii. Chestie care m-a influențat să dau răspunsuri tâmpite la Q&A-uri chiar și în ziua de azi. Steam Community. Ăsta cred că e profilul de Steam. Hai că pot să-l deschid normal, e profilul de Steam. Da, e profilul meu de Steam ăsta. Vă place, avem aici și rușii ăștia, dar nu cred că se văd. Uite, vă place, am pus și rușii ăștia aici. Nu știu de dracu am făcut rost de White City ăsta. Dar în fine, White City bliat, pe care și un bă. Ce mai avem pe aici? Teespring. Tricoaiele. Dacă vreți tricoaie, aveți link în descriere. Uite. Pinterest. Dar nu cred că-s eu aici. Că mi-l dă pe altul. Domnule, o să-ți dau copyright, fiindcă-mi folosești numele. Mai e și postul ăsta cu filtrul de Snapchat. Hai să ne ce mai găsim pe aici. Livestream, donațiile. Deci, mare parte, în afară de ăsta, toate celelalte sunt link-uri ale mele. Practic ale mele. Pagina a doua. Dacă ajungi să dai un search pe pagina a doua după Google și cineva, dați seama cum ar fi să ajung la pagina 10? Hai să ne ce avem pe aici. Deci, văd că pe unele site-uri am mai intrat uneori. Mama, am crezut că e Wikipedia mea ăsta, că mă căcam pe mine de râs. Data de 15-12 am făcut între 22 și 46 de dolari. Aș vrea să fie adevărat. Ia, Related Channels, TPT, da, frații de la TPT. Eu sunt Lorin, mă mai uit la clipurile lui. Max Infinit, n-am dat click pe un video de-a lui de ani de zile. Bercea nici atât, joacă Ren, nu-l știu. Codrinelul, că mulți ziceți că semăn cu el. Mitsu, nu, lectură, nu. Canalul meu, așa. Profile and blogs. Nu prea zice că e categoria asta. România. Data registrării, da. Uite, aici zice corect, între 0 și 12 dolari. Așa pot și eu să zic de oricine pe stradă care între 0 și 100 de ani. Uite, aici zice că spăram cu 442. All time income. Deci, all time income din YouTube. Între 800 și 1300 de dolari. Bă, asta cred că e posibil, de când m-am apucat. Da, da, da. Uite, aici nimerit, aici nimerit. A, stai, sunt 13.000. Da, am făcut eu 13.000 de dolari. Nici 13.000 de lei, 130 milioane vechi. Ok, PlayTube pe capa. Ce-o fi ăsta? Deci ăsta e un fel de YouTube. Și văd că sunt videouri de ale mele pe aici. Da, văd că-s cam vechi. Ăsta e de anul trecut, ăsta e de anul ăsta. De acum 2 ani, de acum 6 luni, 4 ani, 5 ani.
Dacă îți curios dacă e aici cel mai cancer video. Video 666, cel mai cancer video. Sunt curios dacă e aici. Ăsta e reupload-ul. Da, e cu view-urile de pe YouTube. Ăsta e reupload-ul, păcat. 750.000 de views s-au dus dracu. 666 firme din județul Cluj. Am înțeles. Pagina a doua de pe Google și încă un video de-al meu de pe... Ce dracu este? Cyberspaceandtime.com. Ok, ai mai departe. $2000, frumos. Cică, Ovidiu 66 number one fan. Am înțeles cum stă-ți treaba. Ca video 2,5 milioane de views. Da, ăsta e cam în urmă. Haideți ce mai avem pe aici. Știri, pagina 36 din 666, revista Biz. Acolo s-o. Da, târ show, ce e asta? Acum vezi numai pornoșaguri. Ce e asta? Bloc. Casa asta, asta e descrierea mea, cică Turkish. Lasă dracu pe engleză. E să înțeleg că este un fel de site turcesc care are videouri de pe YouTube. Asta arată de ce stă YouTube, practic, că e exact ordinea clipurilor cum le-am postat. O vizionare este Minecraft skin. Da, dacă vreți skin cu Minecraft, bine, uitați-l aici. Și ăsta, nu știu ce să zic, tot așa văd că cu genunchii rupți, cu un 6 pe spate, ești tu. Da. Am mustață, frate, uite ce mustață am. Am mă că n-am mustață atâta, what the fuck, bro. Deci frumos, avem și skin-uri cu mine pe Minecraft. Ce mai găsim? Creștinismul, cultura clasică. Clar nu are nicio legătură cu mine. Este Govidiu download Instagram hashtag. Cred că are legătură cu localitatea Ovidiu din Constanța. Aaa, e de download. Gata, m-am prins. E ca să downloadez poți de pe Insta. Stai așa, să mă caut pe mine. Dă-i search. Ce-mi dă? Dă pagine așa. Ia. Ce dracu' e asta? Ăsta nu e Instagram-ul meu. Nici n-am barbă. În filoa careva o poză de când era mai mic și a vrut să facă un cont fake de Insta. Ăsta nu sunt eu. Dacă îl vedeți pe ăsta să știți că nu sunt eu, nici nu mai folosesc Insta. Ăsta a fost Instagram-ul meu de prin 2014-15 și mi-a fost șters Facebook-ul ăla, că mă uitam cu Facebook-ul și n-am mai putut să intru pe Insta-ul ăsta și așa am rămas. Și da, aveam poza asta și pe Facebook. Am și bechia, ce vrei. O vedeți, este 6 memes pe aici. Pagina asta o știu. Aha, și văd că pot să descarc poze. Mamă, câte meme-uri am pe aici. Mamă mia, câte meme-uri am. Dăm și număr de follow, nu-i zice. Amintiri, bă. Deci de 2 ani n-am mai postat ăsta pe Insta, să-ți fie rușine. Eu chiar dacă nu mai folosesc Insta, puteți pune meme-uri cu mine și să scrieți acolo youtube.com/ovidiu666. Ce mai aici? Meme Ovidiu666. Ok, deci văd că pe aici mare parte sunt meme-uri de pe Reddit. Iar mai fi ăsta. Bandana Team. Eu, Ricardo și Undertaker. Am înțeles. Dar chiar Undertaker văd că are aceeași bandană ca mine aici. Ce să mai, suntem șmecheri. Cred că poza asta, înseamnă că poza asta e tot de pe Reddit luată. Deci am aflat un spoiler cu ce mai am pe Reddit, o să fie fain. Băieții în Moscova aici cu Undertaker cu minigun, ce... Uite, eu sunt cu două AK-uri măcar. Ricardo e cu cuțit și AK. Ia să vedem și imagini, ce imagini găsim. Ăsta e One Flash dacă nu-l știți. Și am lăsat și o întrebare. A făcut Q&A. Și am zis, după ce te scad prin în cur, îți miroși degetele? A pus în thumbnail One Flash. Bine, sigur, a uitat de mine. Dar asta e altă parte. L-am găsit de vreo două ori pe Omegle, parcă. Da, văd că mare parte sunt... Sunt poze de-astea cu thumbnail-uri de ale mele. Dacă am mic bonus, hai să caut cu numele meu de familie. Numele meu complet, că primul mă cheamă și Grigore. Numele mare, sau de familie, mă rog. Hai să văd. Ce-mi dă? Ok. Ăsta sunt eu de... Da, uite, un pletos. De care păr un coadă. Da. Deci ăsta sunt eu, dragi tovarăși. Așa și arăta că m-aș bărbiri și m-aș tunde. Uite-mă o poză cu mine. Asta e de pe Twitter. Deci asta e pe vremea când eu mergeam la frizer. Așa mă tundeam. Zicea tata e mereu când mă vedea așa. Ce ai bă, te-ai tuns ca țiganii? Așa îmi zicea mereu la bătrânul. Dicu. Da.
Aici aveți o poză cu mine tuns și bărbierit. Aveam 17 ani. Sau 18. Nu, făcusem 18 ani. De-abia făcusem 18 ani când m-am tuns așa. Frumos, nu? Vreți să mă mai vedeți așa? Nu știu ce dracu mi-a trecut prin cap. Bine, nu mă lăsa cu pleată la școală, așa că mă tundeam în părți și lăsam mare doar pe mijloc. Încercam și niște life hack-uri, da. Bă, cred că ajunge când m-am căutat pe Google. Mă așteptam să găsesc chestii mai rele. O să mă caut pe YouTube să văd ce clipuri mi-a făcut lumea într-un alt episod. Sper că v-a plăcut și tentativa asta videoclip. Ne vom auzi mai încolo pe live. Nu știu în ce zi îl postez, dar sigur o să-l postez. Hai, ciao les tuturor!